a reușit să se impună într-o lume a bărbaților, este o luptătoare și nu tolerează nedreptățile. Mereu directă și sinceră, Ana Maria Prodan a fost invitată în podcastul lui Damian Drăghici, unde a vorbit despre copilărie și începuturile carierei în fotbal, căsnicia cu Laurențiu Reghecamp, divorțul extrem de discutat și perioada pe care o traversează acum. Am venit cumva să sufăr. Dumnezeu știe unde am greșit în viața asta, dar pot să duc, mărturisește ea. Escapadele fostului soț nu au fost niciodată străine, însă de fiecare dată a închis ochii pentru copii și familie, pentru imaginea pe care o avea de apărat. Până în momentul în care totul s-a schimbat, au ajuns la divorț, iar sentimentele de iubire s-au transformat. Să furi tot ce a muncit familia ta și să dispari, după care să apară amanta ta în diferite ipostaze, iar noi toți să primim mesaje. N-a existat în istoria acestei familii așa ceva. E ca o ironie că n-am suportat niciodată golâncile. Astăzi el face istorie în prostie, a mărturisit Ana Maria Prodan. Chiar dacă traversează o perioadă complicată și extrem de dureroasă, impresara recunoaște cu sinceritate că sentimentele pentru fostul ei soț nu s-au schimbat și nu se vor schimba vreodată, dar nici nu exclude varianta unei împăcări. Eu l-am iertat de foarte multă vreme. Niciodată nu spun niciodată, pentru că eu am trăit în viața asta niște experiențe de nu se poate. O să-l iubesc toată viața, l-am iubit cu toată puterea universului. Tot pe capul nostru o să cadă, tot la noi o să se întoarcă, a mărturisit Ana Maria Prodan. Impresara comentează în podcastul lui Damian Drăghici declarațiile lui Reghe din ultima perioadă și impactul pe care l-au asupra copiilor și recunoaște ce își reproșează din relația pe care a avut-o cu acesta. Poate nu l-am ajutat în ultima perioadă atât cât ar fi trebuit. Nu pot să-l urăsc, mi-a fost cel mai frumos cadou, a mai spus Ana Maria Prodan.